Acesta este Radu, iar aceasta este regiunea în care locuiește Radu, o zonă montană a Europei pură și neexplorată. Radu produce brânză și, mulțumită mediului montan curat și a metodelor tradiționale de producție, această brânză este unică. Aroma ei intensă îi amintește lui Radu de bunicul său, de la care a învățat meșteșugul tradițional al brânzei. Însă nu totul merge pe roate pentru Radu și brânza sa. Accesarea noilor piețe de desfacere este costisitoare și îi răpește fermierului din timpul prețios de lucru în gospodărie. Adesea este dificil și costisitor să obțină materiile prime de care are nevoie, iar starea drumurilor de munte îi îngreunează mult transportul. Unii comercianți nu acceptă brânzeturile lui Radu, deoarece acesta le poate livra doar în sezon și în cantități reduse. Iar unii consumatori nu cunosc calitățile brânzei lui Radu, cu toate că oricine a gustat-o s-a îndrăgostit de ea. Una peste alta, lucrurile merg destul de greu. Însă, după cum obișnuia să spună bunicul lui Radu, arborele nu se doboară cu o singură lovitură. Radu se asociază cu Mihai și Ana, care produc și ei brânză în valea vecină. Împreună, fondează o cooperativă de producători. Ei creează și înregistrează o marcă comună pentru brânzeturile lor. Și acum ambalează, etichetează, promovează și transportă produsele colectiv. Iar pentru că împreună pot livra cantități mai mari, ei pot acum negocia și tranzacționa cu mari distribuitori. Fermierii își vând încă brânza direct din gospodărie, dar acum produsele lor se găsesc și în supermarketuri, în magazine de specialitate, la târguri și piețe țărănești și chiar și online pe o nouă pagină de internet. Datorită etichetelor, afișelor și broșurilor informative bine gândite, ei au schimbat modul în care lumea le privește brânzeturile. Acum clienții le îndrăgesc brânza. Ei au aflat despre metodele atente, tradiționale de producție și au înțeles că acestea contribuie la dezvoltarea economiei locale. Oamenii asociază acum gustul delicios al brânzei cu peisajele și cultura locală. Cu timpul, brânza lui Radu devine la fel de faimoasă ca minunata zonă montană în care este produsă. Chiar și agenții turistici locali o folosesc acum pentru a promova regiunea. Și iată că strategia lor funcționează. Hotelurile și restaurantele locale încheie contracte cu Radu pentru a include brânza în meniurile lor. Vizitatori de pretutindeni participă încântați la faimoasele petreceri cu degustări de brânză organizate de Mihai, în timp ce alții petrec o zi la ferma Anei, unde urmăresc procesul de producție și află detalii despre acesta. Acum, fermierii vor să creeze un traseu turistic al brânzei de munte și să ofere cazare la fermă. Ei vor încerca să obțină finanțare europeană pentru acest proiect. Radu, Mihai și Ana au deja ideea de a-și atesta produsele de munte sub o marcă europeană de calitate. Astfel, situația lui Radu se îmbunătățește simțitor. De fapt, lucrurile merg într-atât de bine încât a fost nevoit să mai angajeze câteva ajutoare la fermă pentru a face față cererilor tot mai mari. O veste chiar mai bună este aceea că fiica lui Radu dorește să continue tradiția familiei la fermă odată ce își va termina studiile. Povestea lui Radu nu este unică. Ea este valabilă pentru alte produse sau în alte regiuni. Desigur, există greutăți ce trebuie depășite și este nevoie de determinare, muncă și planificare atentă, dar potențialul produselor de munte este cu adevărat enorm.